Viața e așa agitată încât uităm de evenimentele importante. Cum ar fi primul concert al Evei? Și am uitat să iau un cadou. Hei, florile astea merg! O să le adore! Dar nu sunt originale. Bună, Eva! Ah, ce-ai pățit? Zilele ploioase sunt cele mai nasoale. Ah! Aș putea folosi chestia asta? Vrei să refolosești o umbrelă ruptă? Prinde la loc materialul de spițe. Apoi ia buchetul de flori și bagă câteva în fiecare zonă. O panglică drăguță e o notă de final grozavă. Și ține și totul fix. Fă-i o fundă și ești gata! Eva e minunată acolo! Mersi că ați venit, prieteni! Oh, Doamne! Sunt superbe, Sofia! Bravo! Oh, wow! Fii atentă! Au o pungă de chipsuri și acum adaugă diverse ingrediente în ea. Niște roșii, niște ceapă tocată, puțină brânză, oh, și un ou! Acum o agită bine de tot. Nu cred! Poftim? Fierb punga de chipsuri? A ieșit o ruladă! Acum o taie mărunt și o înmoaie într-un sos. Ok, trebuie neapărat să încercăm și noi. Mor de foame! Vai de mine, avem toate ingredientele pregătite! Stai, ce naiba e asta? Hai să vedem ce are înăuntru. O monedă specială! Pariez că putem cumpăra tot ce ne trebuie cu asta. Ups! Serios? Ai pierdut moneda? Ok, și acum ce naiba facem? Stai, am o idee! Așteaptă-mă aici! Fiu, bine că nu s-a supărat! Stai, ce naiba? Mai avem ceva aici? Super! E punga de chipsuri de care avem nevoie. Bun, trebuie să găsesc niște bani. Oh, nu aici. Ce bine miros chipsurile astea. Scuzați-mă, trebuie să verific astea rapid. Oh, ce bune sunt. Mi-e atât de foame. Atenție, scuze. Am nevoie de astea mai mult decât aveți voi. Oh, nu, vine înapoi. Trebuie să ascund dovada. Fiu! M-am chinuit ceva, dar am făcut rost de niște chipsuri. Vai de mine! Am muncit, nu glumă? Ok, dar acum suntem gata, nu-i așa? Da, suntem gata! Hai să începem să adăugăm ingredientele. Am pus brânza și ceapa. Să nu-i de roșii. Și acum o să sparg cu atenție oul ăsta direct în pungă. Ce distractiv e! Acum o să strâng punga și o să agit bine. Și gata! La fiert cu ea! Oh, nu! Nu avem aragaz! Cum fierbem totul? Hei, putem încălzi apa folosindu-ne palmele. Așa! Ah! Frige! Repede, dă boala! Oh, bravo! Ok, dă-mi coace! Oh, dar încă mi-ard palmele! Ah, ok! Piu! Acum e mult mai bine! Uite, gustarea noastră e gata! Arată extraordinar! Hai să o tăiem felii! Ce bine că nu avem nevoie de un cuțit! Hai să adăugăm și niște mărar deasupra ca să arate și mai elegant! Ești gata să gustăm? Cred că o să fie super! Oh, wow! E delicioasă! Ce idee genială! O să fie o petrecere grozavă! Wow, ce bine arată! O să fie o super distracție! Vrei să bei ceva? Oh, limonadă roz, tare! Nu pot să o desfac! Dentistul meu o să mă urască! Auci! Poftim? Vreau să o beau! Nu merge! Deja devine enervant! E stupid! Nu renunț! Trebuie să existe o metodă prin care să deschid sticla asta! Ce faceți? Dați-mi mie sticlele! Priviți, sunteți gata? Poftim? Cum? Uitați! Wow! Dar... a mea nu e desfăcută? Eh, noroc! Bea din a mea! Mersi! Să petrecem! Șurubul ăsta e strâns bine! Auleu! Lucrurile mele! De ce e chestia asta în mijlocul camerei? Scuze! Mersi mult, Kevin! Ochelarii mei sunt distruși! Ce ziceai? Ai idee cât de scumpi sunt ăștia? Îți stric ziua, așa-i?
Dar poate merge să-i repar. Ia să vedem. Astea clar nu se potrivesc. Se pare că nu pot salva situația totuși. Oare agrafa asta ar putea să meargă? Are dimensiunea potrivită, nu? Începe prin a îndepărta un capăt al agrafei. Cu un ciocan lovește vârful ca să fie plat. Acum poți folosi agrafa drept șurubelniță minusculă. După ce șurubul e pus la loc, strânge-l cu noua ta unealtă micuță. Cred că a mers! Probează-i! Ok! Sunt chiar mai strâns ca înainte! Bună idee, Kevin! Vai, ce obosită sunt! Da, trebuie clar să încercăm trucul ăsta. Avem deja totul pregătit! Wow, ce bine arată pepenele ăsta verde! Oh, a dormit! Hei, trezește-te! Nu acum e momentul să dormi! Hai odată! Asta înseamnă că trebuie să fac totul singură? Am o idee! Hei! Vai de mine! Ce naiba? De când ești gravidă? Oh, abia aștept să-ți organizez un baby shower! Stai, calmează-te! E doar o farsă! Nu sunt însărcinată! Am un fruct uriaș sub tricou! Un pepene verde! Wow! E o veste la fel de bună ca o sarcină! Știu ce putem face cu el! De-l încoace! Hei, ce faci? E singurul nostru pepene! Stai liniștită! Știu ce fac! Mi-am legat și fruntea! Ha! Sunt gata să feliez pepenele! Hai-ya! Ah, vai de mine! Ți-ai pierdut controlul! Ai grijă! Și tai! Și feliez! Ha! Oprește-te! Oprește-te! Ajunge! Vai de mine! Nici măcar n-ai urmărit clipul, nu-i așa? Bun, are un pepene verde! Aha, am înțeles! Dar la o parte coaja cu un cuțit! Ah, lasă o bucată de coajă pe mijlocul feliei! Și acum taie puțin din pulpa pepenelui! Oare ce fac? Ah, acum taie bucata felii! Ah, m-am prins! Ce bine o să arate! Chiar că arată bine? Ce farfurie frumoasă! Super tare! Wow! Nu cred! L-ai tăiat deja? Super! Da! Vezi? De asta trebuie să te oprești din tăiat! Ia să-l gust! Wow! Ce pepene bun! Dulce și zemos! Ce crezi că se va întâmpla în clipul ăsta? Sos de caramel! Arată delicios! Și ciocolată? Ce naiba? Au înmuiat lingura în apă cu gheață! Am înțeles! Caramelul rămâne moale sub ciocolata rece! Ce truc interesant! Bună idee! La naiba! Am mâncat tot popcornul, nu mai avem deloc! Dar aș mai gusta ceva! Stai! Bineînțeles! Clipul! Wow! Am fost auzite ca prin magie și am și primit ingredientele necesare! Ok, hai să vedem ce am primit! Banane și afine! Da! Uite și ciocolata topită! Ia să vedem! Da! Dăm și mie niște ciocolată! Da! Ce bine arată! Hai să vedem aici ce e! Uite și bolul cu apă cu gheață! Hai să-l înmuiem în bol! Cred că ajunge! S-au răcit și s-au întărit! Ia să-mi gust fructele de pădure! Vai de mine! E o combinație mult mai bună decât mi-am imaginat! Ai dreptate! Și banana mea e delicioasă! Stai! Cred că am o idee! Cum ar fi dacă... aș folosi un castravete murat înfipt într-o frigăruie! Da! Sunt genială! O să-l înmoi direct în ciocolata topită! Da, fix așa! Apoi o să-l înmoi în apa cu gheață! Ia să-l gust! E delicios! Ce bun e! Ia, gustă și tu! Nu vreau! Ia-l de aici! Ce grețos! N-am nevoie de castravetele tău murat, pentru că am o ceapă roșie! O să înmoi pe asta în ciocolată! Mănâncă-ți liniștită castravetele murat! Uite cum arată! Ce tare! Ok, o să iau o gură! Ce grețos! Nu e grețoasă, e delicioasă! Îmi place foarte mult! Prefer castravetele ăsta murat, mersi! Ce probă delicioasă, nu crezi? Da, gusturile nu se discută, nu? Ce zi grozavă! Am cheltuit prea mult totuși! Am meritat! Betty! Uite, e Liam! Liam, hei! Bună! Betty? Vai! Trebuie să faci ceva! Stai, nu pot să mă schimb pe stradă! Te ajut eu! Glumești? Nu! Măcar am încercat! Trebuie să putem folosi ceva? Putem să folosim husa asta de haine! Ce idee grozavă! O să mă bag în ea și o să mă schimb! Trebuie să te grăbești!
poftim, ia hainele astea. Mă simt ca un magician. Bună, fetelor! Mă bucur să vă văd! Știu! Vreți să bem o cafea? Bravo! Ah, pot să mă așez aici. O să-mi scot lucrurile și apoi pot să mă bronzez. Cu ce ești îmbrăcată? Pe bune? Nu poți să ai propriul stil? Eu am cumpărat-o prima, știi asta? În fine, nu o să-mi strice ziua chestia asta. Ah, ce bine e! E atât de cald! Nu se poate! Ești atât de enervantă! Oh, bună! Cine e? Situația s-a îmbunătățit brusc! Stai! Annie? Dar eu l-am văzut prima! Gata! Ce face Betty? Nu! E timpul să-mi fac numărul! Cum de merge cu încetinitorul? Îmi fluturnițel părul! Nu o să-mi poată rezista! Huh? De ce nu se uită la mine? Asta nu mi s-a mai întâmplat până acum! Hei, ce mai faci? Știam eu! Nu e corect! Privește și învață! Așa se face! O să mă duc să not nițel! Se uită? Bun! Wow! Merge de fiecare dată! Wow! De ce e atât de rece? Vai, sutienul meu! Trebuie să-mi acopăr rușinea! Stai liniștită, nu cred că a văzut nimeni mare lucru. Trebuie doar să-ți legi sutienul corect. Leagă-l la spate și apoi înfășoară bretelele. Apoi leagă-l în față. Vezi să fie prins bine. Apoi bagă bretelele în interior. Mersi mult! Cele mai bune prietene? Acum e mult mai bine. Super! Vrei să mergem să mâncăm ceva? Arătați bine, fetelor! Sunt invitat! Nu! Oricum nici nu voiam să merg. E atât de greu. O să o aleg pe asta. Abia aștept să mănânc. E atât de gustoasă. Ok, e doar o ciocolățică. Potoliți-vă, elevi! Hei! Aia e ciocolată? Știi regulile? Serios? Credeam că e o glumă proastă. Mâncarea nu e permisă. Totuși, cum să nu știi asta? Scapă de ea! Ok. Și de restul? Dar e o mare risipă. Fie! Mulțumit! Nu mă poți păcăli, golește-ți ghiozdanul! E atât de nedrept! Nu sunt convins. Ceva nu e în regulă aici. Habar n-am despre ce vorbiți. Fix cum mă așteptam. Poftim? Cum ați făcut asta? Locul ei la gunoi. Te-a prins! De ce ești atât de încântată? Ai nevoie de asta. E atât de gustoasă. Ce faci? E jeleu, o să-ți spun secretul meu. Scoate guma de șters dintr-un creion. Apoi trage un pai peste creion. Taie restul paiului lăsând o mică bucățică deasupra creionului. Acum o să ai nevoie de o lumânare. Încălzește un ursuleț din jeleu deasupra lumânării. Folosește o lingură de metal pentru asta. Așteaptă să se topească de tot ursulețul din jeleu. Apoi toarnă jeleul în pai. Încearcă să nu dai pe lângă. Așteaptă să se întărească jeleul. Apoi scoate paiul. Wow, dăm și mie un creion? Mersi! Wow, e bun! Mâncați gume de șters? Se poate face asta? Nu înțeleg pe școlari ăștia! O să mai pun câteva bombonele pe deasupra! Emma o să adore tortul ăsta pe care l-am făcut pentru ziua ei!
Cred că e cel mai tare tort făcut vreodată! Oh, hei! Ia uite ce tort! Trebuie să-l gust! Da, e ce trebuie! Vii cu mine, tortule! Ah, Thomas, stai pe loc! Oh, nu! Tortul meu! Scuze, scuze! Îl pot repara? Uite, zici că e nou! Ăla nu e un tort! E un morman de tort! Nu, nu plânge! Uite, are și o lumânare! Era un tort pentru Emma și acum e distrus! Hai, frate! N-am vrut să-i distrug tortul! Ha! Încă mai are câteva ingrediente pe aici? Cred că știu cum să o rezolv! E timpul să topesc niște ciocolată cu uscătorul ăsta! Oh, pare delicioasă! Dar nu o pot mânca! Nu încă! Ok, e gata! Acum aceste mici bezele! O să le vărs în ciocolată! Trebuie să le amestec până sunt toate acoperite de ciocolată! Seamănă cu niște delicioase cereale dulci în lapte cu ciocolată! E timpul să torn totul într-o tavă! Perfect! Încape totul! Să presărăm și niște bombonele pentru culoare! Super! Chiar mă pricep la asta! Acum că s-au răcit, sunt gata de a fi mâncate! Am făcut batoane de ciocolată cu bezele! Lumânărica e cireașa de pe tort! Wow! Cum ai făcut asta? Scuze pentru tort! Le-am făcut pe astea pentru petrecerea Emei, în schimb! Minunat! Haide, să mergem la petrecere! Oare chimia trebuie să fie așa de grea? Ceva delicios ar trebui să mă facă să gândesc mai limpede! Ciocolata e fix ce a recomandat doctorul! Nu-i așa că e bucata perfectă? E doar nițel zahăr, mamă! Nu până nu-ți faci tema! Trebuie să te concentrezi, Lizzie! Să mă concentrez pe bolul cu dulciuri, adică? Serios? Toate mamele sunt așa stricte? Trebuie să devin șireată! Vezi peria asta mare și rotundă? Se pare că e goală înăuntru! Bagă-ți bomboanele în ea! Ce e gălăgia aia? Sper să nu fie dulciuri! Rapid, bagă-le pe toate înăuntru și prefă-te că lucrezi! Nimic de văzut aici! Asta-i munca ta? Bomboane? Nu te înveți niciodată minte, nu? Ah, sunt mai deșteaptă decât crezi! Ascunzătoare secretă de bomboane în ajutor! Veniți la mama! De ce sunt mereu așa de bune? Ce nu știe mama, nu o să o rănească! Wow, ce concentrat e Steven! Un pic de grăsime nu intervine în calea scorului meu mare! Dăm cofeină! O să muriți, zombilor! Ne vedem în câteva ore! De când te joci? Steven, cu tine vorbesc! Ah! Când ai spălat ultima dată rufele? Locul ăsta e dezgustător! Am fost ocupat cu jocul! Trevino-ți, frate! Ce enervantă! Haide, apără-te! E aproape 7? Lana va ajunge în orice moment! V-am prins! Încap toate aici, nu? De ce să le speli când pot să le îndeși? Ah, să-i eliberez masa!
Nu vreau să mă dau de gol. Bună, Lana! Vezi, duritatea funcționează. Dar termostatul nostru nu. E prea cald pentru geacă. Ce-a murit aici? Oh! Trebuie să iau chestiile astea de aici. Pot să respir pe gură, așa-i? Piu! Rufele alea ar putea ucide și un cal! De ce nu-și spală hainele? Stai puțin! Știu cum să scap de duhoarea aia! Întâi, desfă un absorbant! Deschide-i șeripioarele! Apoi toarnă pe el un capac plin de balsam de rufe! Acum e gata! Miroase ca o grădină! Îl lipesc aici în dulap! Să înceapă anihilarea mirosului! Ah! Dar Steven n-a scăpat încă! Steven? Sper că vă plac chipsurile! Ar trebui să ne ajungă! Primul meu invitat! Sosesc! Suntem gata de petrecere! Ce de oameni au apărut! Nu luați totul deodată, prieteni! Of! Mi-au golit masa cu gustări! Nu pot să cred! N-a mai rămas aproape nimic! Firimiturile de la gustările mele cândva bogate! Par înfometați! Nu! Hei! Ați sărit peste prânz sau ceva? Vai! Abia am scăpat cu viață! O fi ceva cu care să-i pot hrăni? Dar acolo sus... Oh, le-am ratat pe alea! Dar ca să le fac să țină mai mult, e timpul pentru gofră din bomboane! Arată drăguț, nu? Pune bețișoare în fiecare secțiune, așa vor avea de ce să le țină! Câteva minute mai târziu, gofră din bomboane! Minunat! Ok, prieteni, vă rog să nu mă mușcați! Încă vă e foame? Arată bine, nu? Cred că zombii petrec căreța probă! Ia, mi-a mai rămas și mie una! Bun! Ți-a ieșit petrecerea! Ar trebui să faci un job din asta, crezi? Oh, nu! Suc vărsat vine? Oh, o să fie lipicios! Nu te îngrijora, îl curăț eu! Stai! Știu exact ce să fac! Gă! Ăsta o să salveze situația! Ai un pepene mare la îndemână? Pune-l în picioare și scobește-l cu grijă! Apoi bagă-i un robinet în lateral! Da, orientează-l în jos! Apoi toarnă acolo băutura ta preferată! Cei 2 litri ori să încap acolo? Tare! E gata! Dragilor, vă e cam sete! Hai să umplem paharele alea! Eu prima! Cui trebuie sticle când ai fructe? E practic și arată grozav! Suficient cât să le ajungă tuturor! În cinstea pepenilor! Excepționat! Ne vedem diseară, mami! Ahem. Stop! N-ai mâncare la tine, nu-i așa? Exact cum bănuiam! Mâncarea e interzisă! Ok, nu-mi pasă! Pe curând, fraiere! Aoleu! Au, mă doare! Oh, nu, dulciurile mele! Lasă-mă să te ajut! Bună! Bună! Îmi place mustața ta! Mersi, mi-o aranjez singur! Și mâncarea e interzisă! Oh, nu-i corect! Se pare că o să-mi strâng singură chestiile astea. Stai, mi-a venit o idee grozavă. Scoate perii de la o perie de păr. Apoi pune bomboanele pe perie. Pune la loc perii pe mâner.
rezerva ta secretă de bomboane! Trebuie să-mi stea bine părul! Iar tu, stai! Sper că n-ai adus iar mâncare! Nici nu m-aș gândi la așa ceva! Poți să te duci la piscină! Mulțumesc! Ce zi! Alo, ce avem la cină, mami? Nu pot să cred că a trebuit să fac așa ceva ca să mănânc niște bomboane. Dar, cum îmi place să zic, să dispară invidioșii. Am toate bomboanele de care am nevoie. Delicioase! O gustare, abia aștept. O să fie delicios. O să pun și un ou deasupra. Ăsta da sandwich. Hei, unde pleci? Iar? Ok, a devenit ceva personal. Ah! Stai puțin, nu te stresa. Fii atentă. Stai să-ți fac un alt ou ochi. Dar mai întâi am nevoie de niște usturoi. Folosește usturoiul pentru a desena un pătrat în tigaie. Fix așa. Apoi adaugă oul deasupra. Usturoiul funcționează ca o barieră în tigaie. Așa obții un ou ochi pătrat. Încearcă acum. Nu mai alunecă. Acum pot mânca în sfârșit! Cum e? Foarte bun! Merit să guști și tu! E delicios! Wow, ce priveliște! E ziua perfectă pentru o drumeție! Știi, nu e așa de rău! Hai să ne oprim aici! Betty, unde ți-e geanta? Revin imediat! Se întâmplă asta de fiecare dată! Am adus-o? Ok! Să zicem că merge. Hai să scoatem lucrurile. Hei, Betty, mă poți ajuta? Scuze, admiram priveliștea. Ar trebui să începem să pregătim mâncarea. Am adus cărbunii. Și eu mi-am adus ochelarii de soare. Ăsta o să fie super răcoritor. Ah, ce drăguță sunt! Lumina asta e perfectă! Betty? Ai adus mâncarea? Ah, da! Sper că-ți plac crembuștii! Și restul? Restul? Doar atât? Ce vrei să spui? Grătarul? Ah, apropo de grătar! Nu-mi încape în ghiozdan! Poți să-l iei tu? Te poți baza pe mine! Cred că suntem gata de plecare! Nu-ncape! Am nevoie de loc pentru fardurile mele. Așteaptă-mă! Ups! Trebuia să mă fi gândit că o să se întâmple asta. Dar am o idee. Am nevoie de astea. O să pun cremvurstul pe frigăruie. Așa. Acum trebuie să așteptăm să-i gătească soarele. Nu o să dureze mult. Nu cred că merge. Stai puțin! Cred că știu cum să rezolv treaba asta. O să tai pepenele în două. Apoi o să-i scobesc miezul. Ce bun e! Ok, am un pepene gol. O să pun niște folie de aluminiu în interior. Apoi pun niște cărbuni. O să înțep pepenele cu o frigăruie. Mai am nevoie de câteva. Trebuie să fac un grătar. Acum o să pun cremvurștii pe grătar. Și o să aștept să se gătească. Ce miros apetisant! Poftim! Wow, pare delicios! A meritat așteptarea. Ah, știu ce mai putem găti. Ce? Stai așa. Ha? Ce zici? Lasă gătitul în seama mea. Seara cea mare! Vai! Sunt sub brațele mele? Ăsta ar trebui să-mi înlăture mirosul. Gata! Acum și o să vină! E timpul! Intră acolo, micuțule! Vine! Bună! Bună! Iubire, nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! Mănâncă niște desert! Ok, deci azi la muncă? Aha!
Nu l-a înghițit, nu-i așa? Ce e? N-ai văzut inelul? L-am pus în desertul tău! Nu e de bine! Nu! Lănțișorul tău! Poftim? Nimic! Stai așa! Vezi placa asta de îndreptat părul? Învelește-o în hârtie cerată și bagă niște mărgele în interior. Apasă! Wow, super! Acum dezlipește-o întreagă. Apoi înfășoară-o pe o cariocă. S-a întărit, vezi? Betty? Ce e? Vrei să mă faci cel mai fericit bărbat din lume și să te căsătorești cu mine? Ce e? Zâmbește, scumpo! Stai să-mi aranjez părul! Gata! Hai să facem una împreună! O să arate bine! Hai să o vedem! Oh, adorabilă! Oh, știu! Mama? O să iasă grozav! Ce zi? Dar am adus pozele! Mamă, nu trebuie să faci asta! Putem să folosim această mini-imprimantă! O să folosesc aplicația de pe telefonul meu ca să selectez filtrul. Apoi apăs imprimare! Wow! Ia uite! Tu ești! Nu-i așa că tehnologia e uimitoare? O să încerc și eu! Am reușit! Pozele astea sunt amuzante! Stai să le vadă și prietenele mele! Wow, ce frumoase suntem! Oh, am uitat de ziua mamei mele! Ar trebui să am ceva pe aici! Se pare că nu! Ar trebui să am niște bani pe aici! Bingo! E timpul pentru cumpărături! Îmi permit un telefon? O mașină nouă? Poate un trandafir? Mersi, te aștept și altă dată! Ai ceva la 10 lei? Tocmai am vândut ultimul buchet! Hai, frate! Ți-au rămas niște petale! De fapt, știu! Nu arunca petalele căzute! Dă petala cu un strat de lac transparent, apoi bagă-o sub o lampă UV! Bun! Ideală pentru a-i prinde baza asta de cercel! Super, nu? Atât de drăguți! Mamă! Oh, bună, Betty! Am ceva pentru tine, mamă! Oh, ce drăguță ești! Sunt minunați! Și atât de originali! Mulțumesc! Te iubesc, scumpo! E timpul să schimbăm afacerea! Bijuterii proaspete, luați-le cât sunt calde! Mâinile sus! Ești ok! Următorul! Ce crezi că faci? Mâncarea e interzisă! Ah, haide, măi! Ce o să fac? Piscina sau chipsurile mele? Nici când! Am șters-o de aici! Wow, care-i problema lui? Nu am cum să intru cu gustările astea, nu-i așa? Poate merge să-mi folosesc șarmul? Sau aș putea folosi colacul ăla? Cred că o să meargă! Pune colacul cu fața în jos, apoi o să ai nevoie de niște scotch și de ciocolățelele tale preferate. Lipește ciocolățelele pe colac folosind scotch-ul. Super, nu? Poartă-te obișnuit, nu bănuiești de nimic! Stai pe loc, domnișoară! Trebuie să verific dacă ai mâncare! Sper să meargă! Dacă ai mâncare, o să o găsesc! Oh, nu! Se face cald aici? Nu, nu permit așa ceva! Insigna aia trebuie să dispară! Ah, asta? Sigur că da! Ia uite-o! E un burger! Mă enervează la culme! E doar o insignă! E tot mâncare! Ia-ți la revedere! Acum poți să intri! Wow, ce dur e! A plecat! E așa simpatică! O să o păstrez! Iu, am reușit! O zi la piscină și ciocolățele delicioase! Ce să mănânc mai întâi? Le merit!
Oh, nu vreau să le împart. Mi-e cam foame. Aș mânca ceva? Poțiunile trebuie să aștepte. Am nevoie de mâncare. Of, ce naiba se întâmplă aici? Ce ciudat! Și un pic înfricoșător. Și nu pot să le mănânc pe alea. Ah, oul ăla nu are față. O să meargă. Bun, și acum ce să fac cu oul ăsta? Poate că e ceva în cartea asta cu rețete magice. Ah, uite o rețetă de ouă prăjite. Stai, 3 ouă? Dar eu am doar unul. Am un menghiveci cu pământ. Da, cred că aia e soluția. În pământ cu tine, oule. O să pun un pic de apă acum. Și o să aștept să văd ce crește. Sper să nu dureze prea mult, că mi-e foame. E o plantă magică, totuși, deci poate că o să fie rapidă. Uite, a crescut! E timpul să fac o magie! Ta-da! Par gustoase chestiile alea! Geleuri în formă de ouă! Delicioase! Gustarea asta clar a meritat toată munca! Așa că e drăguță bentița asta? Să mă demachiez! Salut, dischete demachiante! Hai, mă! Ai vrut o dischetă demachiantă, nu? Aia era o dischetă demachiantă? Și a intrat! Un pariu că Sofia e de vină! De ce plouă cu dischete demachiante? Cum a ajuns aici? Stai puțin! Ai o cutie veche de Pringles? Desenează o formă de U la bază. Apoi decupează zona cu un cuțit. Ține mereu lama departe de tine. Acum scoate bucata și pune cutia în picioare. Apoi, acoperă-o cu hârtia ta preferată. Și ai terminat! Bagă acolo grămadă de dischete de machiante. Adio, explozii! Ce cale distractivă de a recicla, nu? Frate, a fost un spectacol grozav! Dar aveau tatuaje de-astea mortale? Poftim? Wow! Ok, trebuie să-mi fac și eu unul! Brusc, David e foarte atractiv! Bună! Pot să-l ating? Au! A durut? Ne, nu prea! Doare atât de tare! Ce faci? Nu ai început încă, nu-i așa? Ups! Ești gata? Așa cred! O, Doamne, chiar se întâmplă! Nu! Nu? Ești atât de curajos! Aș vrea și eu să am un tatuaj cool! Dar pot să mă prefac, nu-i așa? Ia uite! E doar o cerneală amărâtă! Nu e ca tatuajul meu! Și acum ce? Tot pot să fiu spectaculoasă! Vezi chestia asta? Da, pot să o răsucesc super rapid! Nu merge! Cum aș putea să-i atrag atenția lui David? Știu! Hei, ținuta asta e mai în stilul meu, nu-i așa? Păi, meh! E inutil! Stai puțin! Cred că știu ce să fac! Ia o agrafă și taie capătul așa! O să obții multe astfel de piese! Ai nevoie doar de 4! Wow! Piercingurile alea sunt uimitoare! Și ai atât de multe! Eu am doar un tatuaj amărât! Vrei să petrecem timp împreună? Nu cred! A mers de minune! Poartă bijuterii roșii, nu-i așa? Dacă aș fi de viță nobilă, aș arăta super cu asta! Se pare că merge crema de soare, dacă îți aduci aminte să te dai cu ea. Mă doare când respir. Arăți groaznic. Doamne,
mă ustur așa de rău! Lana, ajutor! Au, trebuie să te răcorești! Spune-i mamei că o iubesc! E ok! Dar ce-i cu picioarele? Ai adus acasă toată plaja? O să duci nisipul peste tot! Dacă aș putea ajunge la papuci... Nu, nu merge! Au! Chestia asta e ascuțită! Stai puțin! Aș putea să fac ceva cu asta? O să mă ocup eu! Se pare că papucul ăsta o să devină un curățător! Întoarce peria și pune lipici calzi pe spate! Pe toate laturile! Apoi lipește-o pe talpa papucului! Pune câteva buline de lipici pe margine! Și lipește niște bijuterii de plastic peste! Cu cât mai colorat, cu atât mai bine! După ce termin călcâiul, ești gata! Genial! Pune-i chiar în duș! Și bagă-ți în ei picioarele alea nisipoase! Acum nisipul se poate duce prin scurgere! Asta da curățare pentru leneși! Pentru că niște picioare curate sunt niște picioare fericite! Termin toate astea? Ok, cred că mă prind acum! Creion idiot! Pe cine păcălesc? Habar n-am ce fac! Măcar cafeaua mea e tare! Ok, concentrează-te! De fapt, știu răspunsul la asta! O fac! Cred că răspunsul e B! Încă o cafea? Așa mai merge! Nici măcar nu mai văd bine! Nu am timp să obosesc! Trebuie să țin ochii deschiși! Uf! Munca mea! E fleașcă! Ce dezastru! Sunt așa neîndemânatic! E timpul să umplem iar! Ce s-a întâmplat aici? Ai vărsat cafea pe toate? Amărâtule! Aș vrea să te pot ajuta! De fapt, poate am cum! Dă-mi cana ta! Capacul meu de la chipsuri se potrivește! Asta ar trebui să te scape de alt accident! Unde rămăsesem? Nu! Hei, chestia asta nu s-a vărsat? Lily chiar știa ce face? O menține și caldă! De ar putea rezolva și problema asta! Simt mirosul! Suntem de aproape! Uite-le! Și sunt doar ale noastre! Par delicioase! Unde vă grăbiți? Alea nu sunt dulciuri! Dar sunt sănătoase! Ce plictisitor! Gata cu dulciurile, bine? Asta crede ea! Hei! Ce e? Uite! Jos! De ce mă chinui? Ia uite! Super! Și eu am crema de ciocolată! Grozav! Dar ce facem cu mama? Nu poate să vadă asta! Mă ocup eu! Scumpo! Vai! Hai să dansăm! Wow! Tata e atât de grațios! Mă rog, acum e șansa mea! O să iau o banană! Acum o pun aici! Alo? O să introduc tubul în capătul celălalt și o să-l răsucesc! Ăsta o să scoată centrul bananei! Uite așa! Îl vrei tu? Ți l-am oferit! Un pai din banană! Un deliciu! Acum hai să umplem banana! O să pun crema de ciocolată în compartimentul ăsta! Acum e gata! Trebuie să apăs menerul! Apoi scot banana! E umplută cu o minunăție de ciocolată! Mai trebuie doar să o descoșesc! Ce bine arată!
Niciodată nu le-am putut rezista mișcărilor tale delicate. Mă simt ca o adolescentă iar. Ce fată cu minte ești, mănânci o banană. A mers? Ia uite! Wow! Mersi, puștoaico! A meritat să-mi scot la iveală mișcările de dans. Oh, e bun! Cald sună bine! Chestia asta cu ghimbire, cea mai tare! Intră acolo! Ața! Cum mai scot pliculețul? Au! Fierbinte! Trebuie să scot chestia asta de aici! E cea mai enervantă chestie! Să trecem mai departe, da? Comanda de pâine prăjită cu gem vine acuș! Dar întâi trebuie să întindem untul! Chestie care poate fi uneori dificilă! Hai, întinde-te! Pâinea asta e prea moale! Hai, frate, nu te rupe! Micul ăsta dejun se transformă într-un dezastru! Hai să pun și gemul! Ce-ar putea merge prost? Ah, prima linguriță din borcan! Situația se tot îmbunătățește! Ce e? Chiar îmi place marmelada, bine? Și acum e gata! Dar e un pic dificil de ridicat! E timpul pentru prima... Gun de groază, nu? Ah, scuze! Hei, revin imediat! Oh, da, sigur mă place! Fiu, se încinge treaba acolo! Stai, unde sunt cerceii? Cred că am uitat să-mi pun! Așa, acum arăt mult mai bine! Nu, cerceiul meu! Faci mișto de mine! Chiar o să fac asta? O, Doamne! Ha? Nu e cercelul meu? Stai! Ăsta e? Poftim? Serios? Hei! Ce s-a întâmplat? Eu sunt de vină? Ce e? Spune-mi! Cercei mei preferați, vezi? Floricele? Nu! Hei, măcar am încercat! Stai, poate merge să folosesc asta! Ai o floricică frumos colorată? Prinde-o de un cârlig de cercel! Ar trebui să intre ușor, vezi? A mers! Ta-da! Ce e? Pentru tine! Wow, sunt frumoși și ușori! Ești cel mai dulce tip! Meriți un pupic! Pleacă de aici! Ura! O zi la plajă! Wow, ia uite! Hai să notăm! O să fie grozav! E mai fric decât mă așteptam! Haide! Abia aștept să intru în apă! Ah, e atât de rece! Ce mă aștept? Intră tu prima! Ok! Hei, Betty! Chiar trebuia să faci asta? Ți-am făcut-o! Nu a fost frumos! E distractiv! Uite ce lovitură! Deci așa vrei să jucăm? Să o facem! Ia-o pe asta! Auci! Ah, scuze! Trebuie să mă odihnesc! E atât de cald! Hai să bem ceva! Chiar am nevoie de asta? Nu pot să desfac sticla! Haide! O să-mi folosesc dinții, dar să nu-i spui dentistului meu! Mă dau bătută! Ce faci? Cum ai făcut asta? Bine, o să-ți divulg secretul meu! Pune sticla pe nisip, apoi înfășoară șiretul în jurul capacului! Și trage tare! Wow, ce treabă isteață! Ce gust bun! Mersi, Betty! Ups! A fost un accident! Oh, ia uite ce clip tare! Pun pastă de dinți pe o roșie. Acum pun un bol deasupra.
Ce naiba? Uite cum arată roșia! A devenit cauciucată! Ce tare e! Abia aștept să încerc trucul ăsta! Așa, ia să vedem ce produse ne-au dat! Da, o roșie, pastă de dinți, tot ce-mi trebuie! Nu cred! Ce naiba e chestia aia? Acum că nu-i atentă, e timpul să-mi pun farsa în aplicare! O să-i înlocuiesc pasta de dinți cu tubul ăsta de maioneză! Nu știu ce-ai văzut tu, dar eu nu văd nimic! În regulă, hai să încercăm acest truc! Hai să punem pasta de dinți pe roșie! Ăsta e primul pas! De ce nu miroase pasta asta de dinți amentă? Am păcălit-o complet! Ok, cred că e destulă pasta de dinți! Acum o să încep să o aplic pe roșie! Parcă m-aș spăla pe dinți! Dacă aș avea o roșie în loc de dinți! La tine cum merge treaba? Bine, cred! Încă acopăr roșia cu pasta de dinți! Ok, cred că ajunge! Pasta asta de dinți e ciudată! La tine cum merge? Verifică și vezi dacă a funcționat! Oh, wow! Nu cred! Uite ce cauciucată și ciudată e roșia mea! Ce mult îmi place! Ce ciudat se simte la atingere! Wow! Uite ce se întâmplă când apăs pe ea! Apasă și tu pe roșia ta! Ok, ai dreptate! Dar nu știu ce să zic, tot pare ciudată! O să o apăs! Oh! Ups! Nu e bine! Ups! Cum adică? M-ai păcălit! E timpul pentru o după-amiază fără telefon și știu exact cum să sărbătoresc! Ce? Mă sună Kevin? Ce să aleg? Cred că trebuie să câștige Kevin! Hei, ce mai faci? O secundă, da? Tipul meu preferat de Acadea! Cât de norocoasă să fiu! E cu limonadă de căpșune preferata mea! Aia era mea! Nu mai vreau acum! Eh, mă simt prost acum! Vezi sfera asta de plastic? Desfă-o și bagă acolo bomboanele tale preferate! Acum pune o picătură de lipici cald aici. Apoi lipește un băț gigantic. Și împachetează-o în hârtia ta preferată. Lizzie? Încă ți-e dor de acadeaua ta? Ce zici de două uriașe? Sună ca niște maracas, nu? Acum merită să dansăm! E doar a ta! Cum să mai fii supărată pe mine acum? E cea mai mare acadea pe care am văzut-o! Desfă-o! Hei, putem să ne oprim pentru niște gustări? Vrei să facem o pauză aici? Nițel zahăr ar trebui să ne energizeze! Sunt de acord! Când te-ai spălat pe mâini ultima oară? Sunt murdare! Pe unde au fost? $1! E ziua mea norocoasă! Cine-i un boiot bun? Uf, sunt nou-nouți ăștia! Mai bine! Bleah! Ce scârbos! Sara, nu! Ah, scuze! Vrei o bucățică? E un pic topită! Gah! Nu pot permite asta! Vrei să termin? Stai puțin! Știu! Dacă pun sticla aici și rulez ciocolata pe ea, se va rupe în bucățele fără să ating nimic! Trebuie să o fac în ambele direcții! Vrei să vezi dacă a mers? Hai să deschidem! Ta-da! Bucățelele perfecte! Cu grijă, nu atingem bine! Una e a ta, una e a mea! Cam ciudat, dar ok! Tot e gustoasă! Poftă mare! Vai de mine! În sfârșit, azi e ziua cea mare! Chiar e! Mă duc să mă schimb!
bun! E timpul să înceapă vacanța asta! Oh, stai puțin! Planta mea! Nu pot să o las fără pic de îngrijire! Oh, am întârziat! Pa! Wow, ce vacanță grozavă! Oh, nu! Mi-a murit planta! Piata mea plantă! Era prietena mea cea mai bună! Am petrecut atât de mult timp împreună! Planta m-a ajutat chiar și la test! Oh, era doar în imaginația mea! Dar nu pot să-mi las planta total neîngrijită cât timp sunt plecată! Sticla asta de apă o să mă ajute! Stai acolo, plântuță! Mă întorc imediat! O să fac o găurică în sticla asta de apă! Și apoi alta aici jos! Așa! Găuri peste tot în sticlă! Și acum pot să bag sticla în pământul în care e planta! Apoi o să pun apă în sticlă! Pâlnia asta mică o să mă ajute să nu vărs pe lângă! Asta o să ajute planta să-și mențină umiditatea cât timp sunt plecată! Bun, am plecat în vacanță, plântuță! Să ai grijă de tine! O să te lovesc cu uppercut-ul meu! Nu, 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 nu! Ferește-te, ferește-te! Exact! Hei, ia uite, lovitura finală! Da, e așa bine să câștigi! Sunt neînvins! Of, e groaznic când câștigă! Se crede așa grozav? Pun pariu că trișează? Sau poate că are niște coduri de trișat? Mă face așa de... Hei, stai puțin! Am o idee genială ca să-i dau o lecție! Am banda adezivă, o bucată lungă! Acum foarfeca! De ce e pisica asta de pluș aici? Evrica! Invenția mea genială e gata! E timpul să-mi pun planul în aplicare! Thomas! Ce e? Vrei să-ți iei revanșa? Hei, ce e asta? Așteaptă! E un pariu de băut! Scoate banii! Bine, poftim! Ok! 3, 2, 1, bea! Trebuie să beau cel mai rapid și câștig! Pum de bea mult mai repede ca mine! Trebuie să trag și mai repede! Aproape am terminat! Gata! Da! Am câștigat! Adică iau banii! Pa! Mă duc la cumpărături! Cum de m-a bătut? Stai! A trișat! Eu aveam mult mai mult de băut! Tina! Puh. Oh! Bună! Ah, un tip? Poftim! Să vedem ce pot să fac aici! Ok! Ce vezi? Cărțile! Ah, super! E în regulă! Ok! Stai liniștită, globul de cristal spune tot! Arată-mi ce e dragostea, globule de cristal! Trebuia să se întâmple chestia aia? Oh, ce chestie am văzut! Ar trebui să plec! Stai! Simt ceva! Da, aia e! Ia niște rășină epoxidică și pune în ea niște colorant alimentar roșu. Apoi amestecă-le bine. Frumos, nu? Apoi toarnă amestecul în ce formă vrei tu. Și după ce s-a întărit, scoate obiectul din formă. Dar n-am terminat încă! Lănțișorul e gata! Privește! Oh, îl ador, e perfect! Ah! Mă place! Mulțumesc! Distracție plăcută! Pa, să mergem! O nouă zi la birou! Ah! Poftim, ia chestia asta! Stai! Sărută-mă! Tu ești adevărata mea iubire!
atentă! Au o pungă de chipsuri și acum adaugă diverse ingrediente în ea. Niște roșii, niște ceapă tocată, puțină brânză, și un ou! Acum o agită bine de tot! Nu cred! Poftim? Fierb punga de chipsuri? A ieșit o ruladă! Acum o taie mărunt și o înmoaie într-un sos! Ok, trebuie neapărat să încercăm și noi! Mor de foame! Vai de mine, avem toate ingredientele pregătite! Stai, ce naiba e ăsta? Hai să vedem ce are înăuntru! O monedă specială! Pariez că putem cumpăra tot ce ne trebuie cu asta! Ups! Serios? Ai pierdut moneda? Ok, și acum ce naiba facem? Stai, am o idee! Așteptă-mă aici! Fiu, bine că nu s-a supărat! Stai, ce naiba? Mai avem ceva aici? Super! E punga de chipsuri de care avem nevoie! Bun, trebuie să găsesc niște bani! Nu aici! Ce bine miros chipsurile astea! Scuzați-mă, trebuie să verific astea rapid! Ce bune sunt! Mi-e tu de foame! Atenție! Scuze, am nevoie de astea mai mult decât aveți voi! Nu! Vine înapoi! Trebuie să ascund dovada! Fiu! M-am chinuit ceva, dar am făcut rost de niște chipsuri! Vai de mine! Am muncit, nu glumă! Ok, dar acum suntem gata, nu-i așa? Da, suntem gata! Hai să începem să adăugăm ingredientele! Am pus brânza și ceapa, să nu-i de roșii și acum o să sparg cu atenție oul ăsta direct în pungă! Ce distractiv e! Acum o să strâng punga și o să agit bine! Și gata! La fiert cu ea! Nu! Nu avem aragaz! Cum fierbem totul? Hei, putem încălzi apa folosindu-ne palmele! Așa! Frige! Repede, dă boala! Bravo! Ok, dă-o încoace! Dar încă mi-ard palmele! Ok! Piu! Acum e mult mai bine! Uite, gustarea noastră gata! Arată extraordinar! Hai să tăiem felii! Ce bine că nu avem nevoie de un cuțit! Hai să adăugăm și niște mărar deasupra ca să arate și mai elegant! Ești gata să gustăm? Cred că o să fie super! E delicioasă! Ce idee genială!